Încă două școli din municipiul Pașcani ar urma să fie reabilitate energetic, la fel ca școala Iordache Cantacuzino. Majoritatea banilor vor fi din fonduri europene, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în baza cererilor de finanțare aprobate deja. Documentațiile de avizare a lucrărilor au fost aprobate în legislativul local, convocat în regim de urgență pe 26 iunie. La Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani ar urma să fie reabilitat corpul B în 12 luni de zile, de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Investiția este estimată la aproape 3,8 milioane de lei, din care 102.041 de lei cheltuieli neeligibile de la bugetul local. De asemenea, la Școala Generală Ion Creangă de la Găștești ar urma să fie reabilitat corpul C în 6 luni de zile. Aici valoarea investiției este estimată la peste 3,6 milioane de lei, din care 179.839 de lei cheltuieli neeligibile. În acest context, consiliera PSD, Gabriela Nedelcu, a atras atenția că primăria ar trebui să cunoască din timp de câți bani are nevoie de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile și că există pericolul unui blocaj financiar spre sfârșitul anului, când ar trebui finanțate și proiectele aflate în întârziere, tot din banii pășcănenilor. În replică, edilul municipiului a spus că sumele neeligibile sunt mici în raport cu investițiile. Vreau să atrag atenția în sensul de a chibzui cu atenție și de a verifica cu atenție toată această documentație, pentru că vom trage la final o concluzie în privința tuturor sumelor alocate pentru cheltuielile neeligibile și s-ar putea să constatăm că ele sunt o povară pentru bugetul local. Și aici mă refer în general la toate proiectele cu finanțare din fondurile europene. Se apropie finalul anului. Avem proiectele lăsate în implementare într-un stadiu avansat de stagnare. Știu că domnul Bodașcu zâmbește ironic, dar realitatea pe teren aceasta este. Dacă nu închidem aceste proiecte cu finanțare europeană lăsate în implementare, suntem obligați să le continuăm, dar cu fonduri din bugetul local. Suntem deja la jumătatea anului, mai sunt aproape 6 luni, luăm în considerație și lunile din iarnă, când s-ar putea să nu se mai poate lucra. Șantierele sunt încă deschise, dar de lucrat lucrează cu o viteză foarte, foarte, foarte redusă. Și ca să finalizez, s-ar putea la anul să avem o surpriză foarte neplăcută, bugetul nostru local să fie într-o fază de minus. De aceea rog actuala conducere să facă tot efortul posibil, să șcheme părțile contractuale în tot ceea ce înseamnă aceste investiții, să urgenteze, să facă tot posibilul să închidă aceste obiective de investiții. Nu sunt de acord cu doamna consilier. Din punctul meu de vedere, referitor la aceste proiecte, valoarea neeligibilă este foarte mică. Din punctul meu de vedere, matematica n-are cum să mintă, în sensul că 176.000 din 3.600.000 cât e la proiectul ăsta, înseamnă până în 5%. De asemenea, consilierul PSD Leonard Ursu a precizat că cele două instituții de învățământ nu ar avea prevăzute panouri solare pentru energie, ci doar panouri pentru încălzirea apei. Mai mult, școlile ar avea nevoie și de avizul, apoi autorizația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, având în vedere că lucrările vor modifica substanțial clădirile care vor fi renovate, de la acoperiș și anveloparea pereților, până la schimbarea tâmplăriei și a instalațiilor. De cealaltă parte, atât primarul cât și șeful de la achiziții au susținut că nu ar fi necesară autorizația ISU, deși în cele două școli învață sute de elevi. Ar fi fost nevoie ca să existe la aceste proiecte măcar puncte de vedere de la instituții. Deci faptul că ele nu există deloc, ar fi trebuit să existe. Nu știu, n-am văzut niciun punct de vedere în ceea ce privește avize. Deci ISU încă o dată și fac mențiunea că se intervine mult asupra imobililor, în speță liceul
cortul de aglicinatorii. Exact, și la fel și în celălalt caz. Deci se intervine mult și eu consider că se vor face anumite modificări și să impuneau aceste avize. Aferent documentației respective, există un aviz de tip negație, deci nu este exact acel aviz la care se face referire, pentru că lucrările care se fac, spune ISU-ul în documentul respectiv, nu presupun autorizarea și se referă în mod deosebit la documentația tehnică prezentată către ei. Deci, tipul de intervenție, proiectul tehnic, investiția ca atare, nu presupune autorizarea din punct de vedere ISU. Nu are neapărat legătură cu proiectul în sine. Eficiența energetică, proiectele pe PNRR merg pe treaba lor, condiția este să, mai ales la ISU, să nu schimb nimic din autorizația inițială. Și la fel face și prefectura, pentru că și prefectura Iași este într-un proiect de reabilitare energetică pe PNRR, o aceeași procedură și ei, și lucrurile sunt cumva stabilite. Mă bucur că și cei de la Iași au înțeles într-un fel sau în altul că nu putem să blocăm țara pe, după aia să facem toți autorizații la ISU de la zero. Ursu a solicitat lămuriri și cu privire la oportunitatea investițiilor de la școala din Gâștești. El a spus că la aceeași clădire au mai fost făcute lucrări de renovare în urmă cu câțiva ani de zile și a fost pusă tâmplărie termopan. Consilierul Pășcălean a spus că ar fi fost mai utilă ca această investiție să fi fost făcută la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc, unde nu au fost făcute lucrări de renovare de mult timp. Vreau să spun următorul lucru, ce am sesizat urmărind proiectul. Știu că acum 8 ani, 8-10 ani, s-au făcut investiții la școala Câștești, în corpul de clădire C1, și s-au înlocuit geamurile clădirii și sunt de tip termopan. Este foarte adevărat că în acest proiect nu sunt de tip lăuit, iar cel care a lucrat la studiul de la DALE face o recomandare, însă nu cu o precizare clară că ar trebui înlocuite sau nu. Spune la un moment dat că atât acoperișul cât și geamurile sunt în stare bună, dar recomandă pentru o mai bună izolare a acestei clădiri C1 să se înlocuiască sticla cu sticlă de tipul lăuit. Ce înseamnă asta? Că nu era neapărat nevoie de înlocuirea cu sticlă de tip tripan, care și ea poate fi lăuit sau poate fi sticlă simplă. Asta e una din chestiune. Mă bucur că se investește la Gâștești. M-aș fi bucurat dacă, spre exemplu, liceul Mihai Busuioc era exact în aceeași situație, pentru că acolo nu s-au făcut investiții în timp și eu cred că trebuie să le luăm într-o ordine firească aceste investiții și nu să înlocuim ceva bun cu ceva și mai bun. Fără a fi răutăcios încă o dată și voi vota proiectul, dar nu mi se pare normal să investim bani în același loc. Da, să fiu scurt, în principiu toate soluțiile tehnice de acolo vin de la proiectanți, de la experți. Fiecare finanțator, în cazul ăsta PNRR-ul, stabilește niște condiții. Unii zic, domnule, trebuie să reduci consumul energetic pe ansamblu, pe toată clădirea, cu 30%, alții cu 40%, alții cu 60%. Sunt soluții propuse de către specialiști. Mă bucur că dumneavoastră l-ați enumerat pe toate de acolo și în felul ăsta înțelege și lumea că se fac suficiente de acești bani de 3.700.000 cât sunt acolo. Dar prea mult, vă spun sincer, nu puteam noi să intervenim, să-i spunem, domnule, schimbă sau nu schimbă. Așa cum ați văzut și noastră, 95% din toate cheltuielile sunt finanțate de către PNRR. Ceea ce nu este finanțat e partea de consultanță, de publicitate, e partea de proiectare, să zicem, sau avizii dinainte, dar cred că și geamurile și acoperișul și tot ce ține de eficiență energetică strict pe domeniul ăsta este 100% eligibil. Asta înseamnă că banii vor fi plătiți de către PNRR. E păcat să nu-i luăm. Referitor la prioritizare la școli, este la 3-a școală, deci, repet, avem unirea pe PNRR
Astăzi suntem cu Găștești și cu Miron Povăstin și urmează să venim și cu Nicolae Iorga. Clar, era bine să le facem pe toate. Mă bucur că am prins măcar 4 școli, chiar parțial, dar totuși zic că e un mare pas în față. Menționăm că nici clădirile Colegiului Mihail Sadoveanu din Pașcani nu vor fi reabilitate în perioada imediat următoare, deoarece primăria nu a depus o cerere de finanțare în acest sens. Solicitarea consilierului Mihai Dediu de a fi alocate câteva zeci de mii de lei de la bugetul local pentru realizarea documentației necesare în vederea amenajării unui campus școlar al colegiului a fost respinsă de primar și consilierii care asigură majoritatea în legislativul local. De asemenea, nicio școală din Pașcani nu are autorizație de securitate la incendiu emisă de ISU.